dacă iarna nu mergeți la plajă și sunteți nevoite să purtați haine groase, pielea trebuie să fie foarte bine îngrijită. În cazul multor persoane, efectul zilelor reci la nivelul pielii poate fi destul de neplăcut, deoarece apare uscăciune mâinilor, a feței și a picioarelor. Resimțită de unii ca o senzație de strânsoare la nivelul pielii, uneori uscăciunea pielii poate determina și manifestări precum fisurarea pielii, iritații sau ecseme. Senzația de uscăciune se accentuează ori de câte ori intrăm într-o încăpere încălzită. Care sunt efectele pe care frigul le provoacă pielii? Prim efect care se produce pielii în momentul când intrăm în temperaturi mai joase este deshidratarea acestuia și uscarea lui. Tocmai de aceea trebuie să avem o mai mare grijă la hidratare pe timpul iernii și o hidratare mult mai bună în general. Este posibil să aveți o cremă hidratantă care să fie perfectă primăvara sau pe parcursul verii, dar după cum și anotimpurile se schimbă și necesitățile pielii dumneavoastră se modifică, iarna este indicat să folosim o cremă hidratantă cu o consistență mai grasă, pe bază de ulei mai degrabă decât una pe bază de apă, întrucât uleiul va produce o peliculă protectoare care să rețină umeziala la nivelul pielii. Acest lucru nu se întâmplă când utilizăm creme cu textură fină sau loțiuni. Cât de importantă este hidratarea pielii, mai ales pe timpul sezonului rece? Este chiar foarte importantă, tocmai de ce spuneam. Bine, acum hidratarea pielii este importantă pe tot parcursul anului, tocmai din cauza că și vara razele soarelui ne pot deshidrata, la fel face și frigul. Și de aceea este important atât iarna hidratarea, cât și vara. Deci, în primul rând, trebuie să vină hidratarea din interior, și anume consumând foarte multă lichid de apă, iar din exterior o putem hidrata foarte ușor cu creme foarte hidratante, cu un crescut mai mare de hidratare iarna. Și folosirea lor cât mai des. Iar aici cremele pot varia în funcție de tenul și pielea fiecărei persoane. Cine poate recomanda tipul de cremă pe care îl folosim? Trebuie să mergem neapărat la un dermatolog? În principiu da, ar trebui să mergem la un dermatolog, dar cremele care sunt puse la îndemâna consumatorilor au un grad destul de mic alergologic și atunci riscurile sunt destul de mici ca să avem diferite reacții, dar în principiu da, ar trebui consultat un dermatolog. Pielea mâinilor este mai subțire decât cea din multe zone ale corpului și are mai puține glande sebacee, ceea ce înseamnă că la acest nivel hidratarea este mereu deficitară și acest aspect se accentuează mai ales la contactul cu aerul rece și uscat. Astfel pot apărea mici fisuri ale pielii, iritații sau senzația de mâncărime. Când ieșiți în aer liber, este bine să purtați mănuși. Dacă acestea sunt de lână, este bine să purtați la interior o mănușă subțire de bumbac pentru a preîntâmpina apariția iritațiilor pe care le poate provoca lână. Mâinilor și feței, în general, tocmai datorită faptului că sunt mai expuse temperaturii scăzute, mâinilor și feței, în general, trebuie acordată o atenție mai deosebită prin creme mai hidratante. Nu faceți băi foarte fierbinți. În mod evident, o baie fierbinte, după ce venim de afară iarna, pare remediul ideal care să ne pună pe picioare. În realitate, apa caldă determină distrugerea stratului protector de lipide de la nivelul pielii, astfel încât ulterior va apărea deshidratarea. De aceea, pe timpul iernii, se recomandă ca doșurile să fie cu apă caldă, dar nu fierbinte, și să nu petrecem mult timp în apă. Dacă pielea prezintă mâncărimi, este bine să utilizăm o hidratare mai frecventă. Dacă aceasta nu dă rezultate, este necesar consultor dermatologic, întrucât uneori este necesar să folosim o cremă medicament care să combată uscăciunea pielii. Medicul dermatolog poate stabili dacă uscarea pielii este ceva sezonier și se datorează vremii sau dacă este vorba despre o afecțiune care să necesite tratament de specialitate. În mod normal, vara ar trebui să facem băi fierbinți pentru a ne răcori, iar iarna reci, ceea ce e destul de greu de dus la îndeplinire, dar ar fi foarte indicat măcar cu o temperatură apei dezmorțită la finalul dușului
să trecem un jet peste corpul nostru, tocmai că stimulăm foarte mult prin o temperatură mai scăzută a apei, stimulăm circulația periferică a pielii noastre și acest lucru ne poate ajuta pe sezonul rece să ne încălzească puțin. În ritualul de îngrijire a pielii ar trebui să existe pe lângă demanchiere, tonifiere și hidratare un procedeu de exfoliere ușoară. Prin gomaș se elimină toate celulele moarte și chiar o parte din punctele negre de la suprafața pielii, procedeu în urma căruia pielea rămâne incredibil de fină, curată și catifelată, pregătită de o cremă puternic hidratantă. Gomajele sunt recomandate mai ales, în special iarna, tocmai având predispoziție la o piele mai uscată, pielea moartă se formează mai multă pe corpul nostru și atunci, da, gomajele sunt mai indicate dacă vara le facem o dată la 2-3 săptămâni, iar n-ar fi indicat săptămânal să facem un gomaj și anume să eliminăm, să îndepărtăm acea piele moartă, deranjantă atingerii și pielii noastre. Unde putem face aceste gomaje? Gomajele se pot face foarte bine și acasă. La fel se pot face și în saloane de întreținere, remodelare corporală. Iar acasă puteți folosi tot ce aveți la îndemână, începând de la făină de mălai foarte fină, zas de cafea sau pur și simplu ne achiziționăm un gel de duș abraziv. Atenție! Gomajul se face doar pe pielea curată și nu se insistă cu masajul pentru că pielea se poate irita. Alimentația are un rol în hidratarea pielii pe timpul iernii, în îngrijirea ei? Are un rol în îngrijirea ei foarte important, tocmai de aceea se recomandă consumul de fructe și legume să fie mai crescut. Noi avem odată la 4 luni, ni se schimbă practic toate celulele din organismul nostru, atât și cele din piele. Și atunci e important nu perioada iernii, cât și perioada verii e foarte importantă, adică e importantă fiecare zi din viața noastră, atât din punct de vedere al alimentației, cât și a hidratării corespunzătoare, astfel încât celulele care se înlocuiesc în fiecare zi din viața noastră, după cele 4 luni de în timp în care se schimbă toate celulele, să avem atât un corp sănătos, cât și o piele foarte catifelată și hidratată. Ce alimente ai recomanda mai exact? De obicei se recomandă citricele în perioada iernii, tocmai că o bună alimentație este mult mai bună o alimentație cu fructele de sezon. Nu o să putem niciodată să luăm vitaminele 100% din căpșun iarna, că nu le este sezonul. Și atunci riscăm să ne îndopăm cu mai mulți hormoni de creștere, probabil sunt fructe crescute în sere, legume și așa mai departe. De preferat ar fi fructele de sezon. Ce recomandare aveți pentru o îngrijire cât mai bună a pielii, o hidratare a pielii? Luând pe partea exterioară, adică cremele pe care le folosim, ar trebui să aibă să fie, de exemplu, o cremă nu neapărat hidratantă, cât restructurantă. Sunt creme în comerț și se numesc creme restructurante, să fim atenți la ingredientele care conțin aceste creme. Cremele restructurante, ceea ce le spune și numele, sunt creme care refac celulele din pielea noastră, astfel încât să pătrundă mult mai ușor și să o hidrateze mult mai bine.